Măcar că erau multe minunății. Mămica aceea nu-i mai cere altă explicație când i-a asigurat de inima copilului că numai pentru ea bate. Ăsta este Dumnezeul nostru, care le pretinde cu gelozie lucrul acesta. Permanența, asta o viață de rugăciune permanentă. Nu mă refer la paraclise și acatiste. Mă refer la a te gândi la Dumnezeu în felul tău. Doamne, Doamne, mi s-au oferit rugăciuni grozave, care spune că e cel mai mare lucru încerci pe pământ, rugăciunea inimii, a minții, sau care are puterea cuvântului nemaipomenită. Doamne Iisuse Hristos, miluiește-ne păcătosul. Vă dați seama ce cuprinde în aceste câteva cuvinte? Cuprinde în toată dumnezeirea misiunea dumnezeirii care a fost așa dinainte hotărât sau care s-a făcut pentru mântuirea noastră prin pogorârea lui Dumnezeu în trup omenesc, nu ca să distrugă neamul omenesc prin această nemaipomenită întrupare, ci ca să-l transfigureze pe om. Va să zică, dați seama cât suntem de înzestrați, cât suntem deci de bogați și cât suntem de datori. Deci avem obligația cu orice chip să te gândești la mine. Am spus de mai multe ori, cu scuza pentru toată lumea care aude încă o dată ce spun, dar nu mă interesează. Mă interesează aceea să ziceți. S-a căsătorit doi înși, Ioana și Ion. După nuntă, Ioana a trecut la bucătărie și Ion la muncă. Dar fata a fumat mâncare. Și o să zică Ionel și să fărâma conștiincioasă. Și o să zic că săraca își făcea inventarul întregi educat de la măt, nici atâta a învățat la mămăta, nu știu ce, o să zic că Ion. Ion care iubea. Și a venit Ionel. Dragă Ionel, am făcut mâncare. Lasă, dragă, nu mă interesa, dar de ce nu te gândi la mine toată ziua? Aia mă interesa pe mine. Adică, vedeți, Creatorul Dumnezeu ne-a creat dintr-un dincolo de închipuire iubire. Și atunci nu putem, nu ne gândim și noi la El. El ne-a înzestrat. Băi, dați-vă seama. Ne vedem unul pe altul din darul lui Dumnezeu. Pătrundem tainele unul altuia și chiar tainele sufletelor noastre de la Dumnezeu. Deosebirea între creația lui Dumnezeu, omul care este stăpânul făpturii creației lui Dumnezeu, mai ales omenești, cu libertatea de a te ridica până la Dumnezeu, ceea ce nu pot să o facă îngerii. Îngerii sunt creații dincolo de asemenea de închipuire omenească, cum spune într-un loc. E cu neputință să nu mor dacă vezi un înger în adevărare lumină. La măsurile care ne obișnuim noi astăzi. Deci, omul, dar acești îngeri, arhanghelii, scaunii domnii, începătorii, așa, toate puterile cerești, nu se pot zica mai mult decât sunt creați, ceea ce face om. S-a ridicat, se ridică până la Dumnezeu. Și a zis un sfânt părinte, mare trăitor, când ne ridicăm până la El, ești mare ca El. Și când nu ne ridicăm, vine El la tine, e mic ca tine. El, Dumnezeu. Deci, e vorba de o rugăciune de efect, adică o permanență. Care este cuvântul care îl spui, nu știu ce, asta e o chestie de tipic de învățătură, de nu știu ce, Tatăl nostru, rugăciune. Dar cum nu se pot spune, pentru că viața are cutele, aspectele ei care te rețin, îți rețin mintea, dar dacă zici numai Doamne, 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 Doamne. Da, vezi, adică într-un fel oarecare trebuie să fii cu recunoștință sau trebuie să fii prezent. De asta am spus că orice clipă poate să fie un timp și orice suspinare poate să fie o rugăciune. E mult mai mult decât unul care a zis nu știu câte metanii făcute, nu știu ce, dar mecanic.
dacă unul care suspină, Doamne, are nevoie de adâncurile noastre, Dumnezeu, nu de suprafața mișcării noastre, care o obișnuim să o facem, așa, fericit de cel care se roagă mult, și ala Antonie cel Mare, ala Macarie cel Mare, sau la Macarie cel Mic, nu mă întreb, dar e vorba de o trăire permanentă la tot ce spune. Deci rugăciunea este o necesitate, așa cum este aerul și lumina și apa și toate elementele care întreține viața fiziologică. Dar e vorba de viața sufletului, pentru că omul există om și suflet, și sufletul e omul, nu trupul e om. Trupul e un măgăruș care poartă pe el. Era o vorbă când era mici, duce măgarul și nu știe ce duce, știi? Și zic acum, de că suntem pretențioși, omule, de ce-i cunoaște valoarea ta? Sfinția voastră, cum trebuie încercată practicarea rugăciunii lui Iisus? Cum trebuie încercată practicarea rugăciunii lui Iisus de către creștini? Bine, întrebarea e pusă, cum să ne pregătim pentru asta, că dragă, rugăciunea inimii este obligatorie, dar privită în anumite aspecte. Mai întâi trebuie să zici, lasă la o parte tehnică și asta, zi Domn, una. Al doilea, foarte, 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 foarte tainic. Nu am zis să speculezi, zis-o să are greșeală, care eu, aproape toți oamenii o fac. Când cer și ei ceva, așa am zis, Doamne, ca o găină, a făcut un om și știe toată ograda, la țipetei cot o dacă a făcut și ea un om. Rugăciunea inimii este o rugăciune tainică și permanentă. În ce privește cum trebuie să o zici, rămâne să surprindă fiecare pe sine, dacă poate să o zică în inimă, în ce poziție ea a încercat, fiind un lucru foarte important, Sfinți Părinți să zică în inimă și au reușit în anumite poziții trupești. Pe mine însă mă interesează, la vârsta mea și la vârsta tuturor, adică mai mică, să zicem. Zici cu mintea. Dar nu cu tulburare, cu agitație, asta e o mare greșeală, cu foarte mult calm. Dacă ai zis tu, am să zic mereu, și la un moment dat ai uitat, nu trebuie sări să te agiți când ai zis, tot cu calm și pe de acolo mai departe, ca și cum n-a fost nicio întrerupere. Vedeți? Că nu există la Dumnezeu condiții. E supărat, e nesupărat. Nu, Dumnezeu e permanent, așa cum iubitor, și te înțelege pe tine foarte mult. Ca o mămică, când trece copilul camera la o vârstă 8-9 luni, e fericită, dar când se înclină într-o parte de lipsă de echilibru, iar e fericită că, uite, mititelul și mai mult începe să se apropie de el. Deci Dumnezeu, copii fiind, ne înțelege în unele absențe. Dar aceste lucruri nu înseamnă o absență spre păcat. De o absență că te-a furat unele probleme importante, zici tu, pentru viața de toate zilele. Deci o rugăciune a inimii trebuie permanent să zică tainic și calm. Eu vă spun că mai mult nu am de spus, s-au făcut tratate întregi, zbornic, șosele întreagă de volume groase despre rugăciunea inimii. Dar concluzia este ca să zici în felul tău. Există posibilități de la natură, de la Dumnezeu, create unul sau un altul, mai mari sau mai mici.
Oricine am fi, avem obligația să fim prezenți. Rugăciunea inimii ne este pusă la dispoziție și a spus un lucru de mare importanță, un mare sfânt, e cel mai mare lucru în cer și pe pământ, rugăciunea inimii. Deci nu poți să te plângi că n-am carte de rugăciuni, că n-am timp de rugăciune. Unde ești? Nu poți să zici tot, trimite gândul tău la Dumnezeu. A rugăciunii inimii atrage ispite asupra credinciosului? Mai întâi de toate, trebuie să fim și noi, cum binecuvântat, vicleșug. Vă spun așa cu plasticitate, ca să vă trag atenție. Mai întâi, dracul nu-ți cunoaște gândul. Și tu n-ai nevoie să codocești că ai zis. Una. Dar, să zicem, cu iscusința și experiențele lui, te prinde. Nu ții cont deloc, fără discuție. Nu-i convine cu niciun chip ca tu să ai o legătură cu Dumnezeu. Îți dă de lucru, permanent. De-aia este obligat ca să ai mintea că Dumnezeu, că dacă nu o ai, îți dă El de lucru. Și te prinde că tu ai o lucrare cu Dumnezeu și caută să te distragă atenția. Sigur că da, pentru El e o ispită în plus dacă te prinde. Dar tu, vă repet, să lupți cu calm și împotriva acestui atac. Nu vă dați seama cât de important este atunci când ai o problemă de rezolvat să te gândești cu calm asupra elementelor care îți dă rezultat. Așa e și aici. Adică un calm, pentru că, dragii mei, nu tu îl birui, ci îl biruie Dumnezeu. O mare greșeală este dacă atunci când ești atacat vizibil să te iei la ceartă cu dracu, du-te, dragi, blestematule, și nu știu ce. Asta e o mare greșeală, el se simte foarte bine dacă intri în dialog cu el, chiar dacă îl bărfești. El roagă-te la Dumnezeu că puterea numelui îl gonește. Deci atunci când te-ți atăcați în vreun fel oarecare, oricum ar fi, ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, puterea numelui. Deci el, scap de el dacă te rogi la Dumnezeu mai departe. Dacă stai de vorbă cu el, e bucuros că îl consideri, că există. Și există ca putere, asta e prost. Că există dracu, știm toți. Dar când te gândești că el e un tolerat, n-are nicio putere, puterea la noi, suntem botezați, avem Hristos, avem Înger Păzitor. Ce putere are el decât numai șmecheriile acestea? Și atunci nu trebuie, dacă stai de vorbă cu el, l-ai considerat. Chiar și atunci când facem o milă noi cu săracii, nu contează, dragii mei, pentru un sărac cu mare bun simț cât i-ai dat. Contează dacă l-ai prețuit. Prețuiește-l și pe el. Că se poate să n-ai. Și atunci el e foarte bucuros dacă n-ai și dai o mână caldă. Sigur că va zice, așa ceva nu mi-a dat nimeni. Pentru că toți mi-a dat cu dispreț, banul cel mai mic îl căuta între cei mai mari. Da, va să zic că este un lucru care trebuie reținut. Nu trebuie să stai de vorbă cu dracul niciodată, pentru că stăm de vorbă numai și numai cu Dumnezeu, cum spuneam adineu. Spun Sfinții Părinți că sensul vieții creștine... scopul vieții creștine este dobândirea Sfântului Duh. Ce înseamnă lucrul acesta și cum putem dobândi Sfântul Duh? Dragii mei, cred că e necesar să citiți un lucru de la Sfântul Serafim de Sarov, care prin Motovilov i-a pus o întrebare după ce i-a spus Sfântul că scopul vieții e să știi să aduci pe Duhul Sfânt în tine. Și sigur că Motovilov, care era un mare cercetător de creștin, și Sfântul Serafim de Sarov era și a rămas, cum a zis Maica Domnului, din seminția noastră,
zice Maica Domnului despre Serafin de Sarov, face parte din seminția noastră, vă dați seama, știți, care era la ora aceea tot pământul concentrat pe inima și rugăciunea lui. Și i-a răspuns că nu e destul să zici, da, Domnule, cu Sfânt e așa, așa, așa. Și s-a rugat Sfântul Serafim de Sarov la Dumnezeu să coboare Duhul Sfânt în el, în Motovilov, ca să vadă cum e. Era iarnă, foarte iarnă, și zice Sfântul Motovilov, adică Motovilovul Sfântului lui Serafim, zice, vai, zice, v-a schimbat la față, aveți o lumină, și dragă, și tu ești tot la fel. Zice, simt o fervențeală. Păi da, da, dacă simți, văd că nu se topește zăpada deloc. Să vezi, s-a rugat. E, ăsta e Duhul Sfânt care vine. Nu poți să spui, a venit Duhul Sfânt. Noi, dacă vreți să aveți acest mare dar de la Dumnezeu, vă spun, dragii mei, și ăsta este aproape lucru cel mai important în lupta duhovnicească, să știi să te smerești cu adevărat. Eu i-am spus o smerită smerenie, știi? Nu o smerenie rațională, afișată și în sfârșit înregistrată de tine, că s-ar putea întâmpla să primești acel cuvânt împateric, adică un fel de esprit de finesse, cum zice francezul, un spirit de finețe, zice un sfânt, zice, e smerit mândrulețul, știi? Nu așa. Și la o întrebare anterioară care m-a înregistrat aici, mi-a pus cel care punea întrebări, întrebarea asta, zice, cum să scăpăm de dracu? Și eu i-am spus așa, zic, ce ne facem fără dracu? Pentru că, în sfârșit, plecăm așa logic de la întrebarea. Dumnezeu s-a întrupat și a luat puterea diavolului. Dar totuși noi simțim că există. De ce nu i-a luat-o toată? I-a luat coarne, i-a luat tot. I-a lăsat, cum spun Sfinții Părinți, numai vârful cozii. Într-un chipat de obicei de minte omenească. Ca El ne arată cine suntem. Și ne pune într-o smerenie când a face păcat autentică. Deci dracul lucrează indirect la mântuirea omului. Mare înțelepciune divină. Pentru că el care e negativ, care uriciunea pustiirii, așa cum a preferat o sfântă care a văzut un drac și a zis, prefer să merg toată viața desculță pe jar decât să mai văd un drac. În adevărata lui lumea, că e uriciune. E pune putință să poți, așa de urât l-a făcut Dumnezeu. Așa că el nu trebuie cu el, nu trebuie să stai de vorbă, ci trebuie ignorat, în sensul că nu sunt de vorbă, nu cu tine, numai cu Dumnezeu. Vedeți că uneori te obligă viața să stai pe loc, deci cine te oprea ca tu să fii prezent? Că nu există gânduleț ascuns, să nu știe Dumnezeu de el. Fără de nu se face nimic. Eu știu tot. Mișcare de fir de păr. Știu toată inima voastră. E, frații mei, greu va suporta omul la judecată, la întrebările acestea, de ce ați absentat atât de mult față de iubirea mea părintească? Nu este vorba de o iubire părintească în comparație cu cea omenească. Asta nu-i nimic, fraților. Iubirea divină nu se poate măsura orice minte am avea noi. E dincolo de închipuire. Dar un lucru care, de fapt, se spune că Dumnezeu face orice, dar un lucru nu poate să-l facă. Aceea să-și calce cuvântul. Și a spus că e și drept. El rămâne drept mai departe, că iadul ăsta este. N-a respectat dreptatea divină. Măcar că iadul e marea părere de rău și îndurerarea lui Dumnezeu.
dar pentru că după ce făcuse orice posibil să scape de ea și face în continuare, da, dragii mei, sigur că ei s-au dus acolo după, fără voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să pierdem acest timp. Vă repet, așa cum am început discuția astăzi. Deci, Duhul Sfânt vine atunci, sigur că da, care e harul Dumnezeu, vine atunci când omul este într-o stare de smerenie. Și cu cât se smerește mai mult, cu atât e mai mult hărăzit. Cât mai mult. Dar un lucru, niciodată omul nu știe că e smerit. Că dacă începi să spui să smerit, nu ești smerit, ai mărginit, ai rămas numai la o înțelegere rațională a lucrurilor, nu? Omul smerit e continuu smerit. Atunci când e bătut, atunci când e furat, atunci când e ispitit în tot felul, da. Și dacă vreți și e nevoie să vreți și e nevoie să știți mai întâi, să biruiți, este să nu-i dați diavolului cunoștință de aceste lucruri, să nu ai despre tine o părere mai bună. Sau într-un fel oarecare. Că Sfinții Părinți i-a biruit, măcar are chiar o discuție directă cu diavolul în legătură cu ce, de ce poți asupra mea, pentru că postez, nu, ce eu nici nu mănânc. Pentru că, vedeți, eu nu dor niciodată, zic, drag, dar pentru că ești merit. Vedeți, dragii mei, ce fel de smerenie aveau acești părinți care nici nu tăceau, deci învăța, spunea, întrebări, să-i răspundea la toată lumea, dar primea cu smerenie loviturile. Sfântul Macarie a fost acuzat că a făcut un copil cu o femeie, că aia, că dracu, a băgat dracu aia, făcuse, era însărșinată cu altcineva. Și a căzut că Sfântul Macarie a primit cu dragoste învinuirea. Și a început să spună ucenicului, dragă, fiu atent că, zice, eu am nevastă și copil, zice, trebuie să agonisesc, nu știu ce știi, ce stăpânire de sine și ce luptă frumoasă și vizibilă, cum cădea dușmanul, știi? E, până la urmă, sigur că aia n-a putut să nască, știi? Și atunci spune adevărul, i-a pus în gând îngerul, spune adevărul. Și atunci s-a dus toată lumea la el să-și ceară iertare și sigur că el a plecat din locul ăla ca să nu vină lumea să-l fericească acum așa nu știu ce. Vezi, smerenia pe toate părțile, numai cu smerenie vei harul Dumnezeu. Da, foarte, foarte important este lucrul acesta. Vedeți, foarte greu cunoști, că nu-i nevoie să cunoști gradul de smerenie care îl ai. Dar dacă suporți cu drag învinuirile, vorbele de rău altora, stai. Dragii mei, vorba aurea s-a dus în vânt, tu ești tot tu, deja bătești suflete. Pentru că nu-i nevoie nici să te judeci oameni, nici să ai o relație de viitor cu oameni, nici cu Dumnezeu. Dumnezeu știe că nu ești nevoie, înseamnă că tu trăiești sau ești un începător de viață smerită sau ești într-un stadiu mai avansat a unei smerenii. Deci Duhul Sfânt, darul Dumnezeu, vine numai dacă omul este smerit, asta e și condiția mântuirii. Gândul la iad și nădejdea la mine. Gândul la iad, știți, Sfântul Siloa, cum a zis Mântuitorul, gândul la iad pentru că noi nu ne putem mântui cu faptele noastre cu niciun chip fără harul Dumnezeu. Harul Dumnezeu pur și simplu le îmbogățește și în sfârșit ne asigură viitorul veșnic. Bun. Deci, cum să nu mă smeresc când știu că eu nu mă mântuiesc pentru că nu-i harul Dumnezeu, pentru că sunt mândru? Vedeți, s-ar putea întâmpla foarte mulți oameni de bună credință să fi pocăit de păcatele care le-a făcut sau căit nu știu ce, dar n-a scăpat poate de mândrie, că are o fel de fel de fielul se întreagă de pene colorate,
așa, fie puse la pălărie sau puse în coadă, știi, și atunci să-l vorbească lumea într-un fel, după ce a trecut în lume cu penele. Da, nu cu smerenia. Și atunci, vedeți, dacă scapi de mândrie, ești, poți să spun, un om care trăiește în proces adevărat de mântuire. Deci, smerenia este, cum zic, singura smerenie. Singur smerenia, dacă o ai. Că dacă o ai smerenie, nu ești gust, nu ești curvar, nu ești mincinos, nu ești... Nu te-ai obișnuit cu aspectul ăsta de vârf al Scripturii care spune, Domnule, poartă-ți crucea. Ce înseamnă? Să duci ce nu-ți convine. Cu drag, nu silit. Mântuirea noastră a fiecăruia este pe cruce. Crucea fiind, cum se spune, cel mai lăudat lucru al pământului. Deci tu atunci ca să porți crucea cu drag, ești, înseamnă că sunt simptomele unei autentice smerenii. Deci Duhul Sfânt în tine. Mântuitorul spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. Cum să facem? Cum putem ierta din inimă pe cineva care ne-a făcut un rău și care ne face în continuare? Dragă, uite ce este. Ce vă spune dintr-un început? Aceasta nu e o recomandare sau un sfat, e o poruncă. Ați auzit că se spune, faci porunci. Sigur că nu s-a apucat nimeni chiar să ia în serios cuvântul ăsta. Știe din literatură că există, să iubești pe vrăjmași. Dar să nu creadă cineva că Mântuitorul a vorbit grăbit când a spus lucrul acesta. E poruncă, repetată în Scriptură. Acum, pentru că suntem oameni și uite, toți suntem oameni, făcuți de aceeași mamă cu aceleași posibilități. Cum să facem așa mai strategic? Pentru că e poruncă și nu scăpăm de ea. Întrebarea asta ne va tăia fără discuție dintr-un început. Criteriul de mântuire și de judecată este iubirea. De ce n-ai iubit? Și nu va fi numai faptul că n-ai iubit, dar de ce ai urât? Deci te încadrăm la crimă, că tu ai urât, ai dușmănit, vorbindu-l de rău. Ți-a zis, i-ai zis și ai să-i zici. Știi? Nu te lași. Deci, uite cum vă sfătuiesc eu. Domnule, dacă este poruncă, măcar rațional și fără discuție afectiv, încet, încet, să încerci să iubești, domnule, pe vrăjmași. E, sigur că nu se poate că dracu să ține de tine, să poți ura asta, că te are la mână. Orice ai face tu, dacă n-ai iubire, n-ai dragoste, uite ce a fost rupat, ai mutat munții, ai creștinat neamurile, dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Aramă sunătoare, cheval răsunător. Auzi, domnule, să muți munții, să faci, dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Deci, dragii mei, încercând să iubești pe vrăjmași, n-ai să poți să formarea ta duhovnicească de până acum pe aici pe corea compromisă, dar încearcă să iubești pe vrăjmași. N-ai să poți la nivelul zilei, nici poate la nivelul vieții, dar tu insiști să iubești și te găsești cel puțin că nu-l urăști în lupta ta care o dai. Dar tu dacă te găsești pe drum și cum știm că te ajută Harul Dumnezeu pentru că ești pe drumul cel bun, te ajută Harul cu orice chip. Și tu ai să mori luptând împotriva urii pentru ca să iubești pe vrăjmașii, te ajută Harul și te-ai salvat. Adică totul Harul Dumnezeu la voința ta, sincera ta voință să iubești vrăjmași, te ajută Harul și scapi de baltă.
vedeți, există scara. Două lemne hodolemne și un braț de lemn mărunțel. Dacă nu urăști, nu iubești, dar nu-l urăști. Ești cu piciorul pe scara bună și scapi de apă. Deci nu mai ești în apă, ești pe scara măcar jos. Dar să știi că ai mare putință să te urci până sus, că deja ești pe drumul care trebuie. Tu ești pe scară și te ajută Dumnezeu mai mult, că nu-i nimeni mântuit pentru că a avut o viață înaltă, ci pentru că zmerindu-se a primit harul Dumnezeu, dar a ajuns în înălțimile cerurilor și cerurilor. Deci, căutați să iubiți, luptați cu orice echip în sensul acesta și în continuare te ajută harul Dumnezeu. Este poruncă și să știți că nu scăpăm de ea, oricât am fi de grozav și de poftitor și de nu știu ce, și de înțeleți. Pentru mulți tineri din biserică apare problema alegerii între viața din mănăstire și viața din lume, căsătoria. Cum poți ști ei care este voia lui Dumnezeu în raport cu fiecare? Dragă, dacă se ia prin comparație, nu-i bun de mănăstire deloc, nu se pune problema. Asta este o altă lume, călugăria. Important este că e în altă lume, dar tot în trup omenesc. Și chiar și împătimit pe undeva. Dar a avut curajul să iasă dintr-o lume care l-a fi împătimit mai mult decât în lume, decât în mănăstire. Deci e o lume care se mai numește și cin îngeresc, care se numește intrare în cer și care te obligă la niște voturi călugărești. Tăierea voiei, sărăcie și curățenie, adică nu te poți căsători, n-ai voie să fii bogat cu bogății decât să-ți rezolvi problemele și mai ales tăierea voi. Dragii mei, lucrul cel mai grozav posibil este această tăierea voi. Nu te poți mântui dacă în luptă cu Dumnezeu nu-l birui. Ce paradoxal sună. Și totuși, știți din Scriptură că Iacob s-a luptat cu Dumnezeu și l-a biruit, nu? În Vechiul Testament. Iacob, fiul lui Isaac, Isaac, fiul lui Avram. Ce înseamnă asta, doar? Vedeți că sunt niște lucruri de taină pe care oamenii nu le știu, dar care au o chemare interioară de să angajează în lupta asta. Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă, cu afecte și cu rațiune. Deci axa care conduce viața noastră în fapte e voința liberă. Discern când ne-a dat minte, rațiune. Și ținem la ea că este creatorul ea. Venind la mănăstire, trebuie să stai această voință liberă, deși ești în luptă cu Creatorul. Și aici este pierderea ta și regăsirea ta. Te pierzi ca să te poți găsi. Te desfințezi din personalitate omenească în personalitate îngerească. Dar prin pierderea ta definitivă. Azi am citit Evanghelia. Cine vine după să-și ia crucea, să se lepede de sine. De sine, adică de voința ta liberă. Nu mai conduci tu, te conduce altul. Așa. Bineînțeles, tu cu ceva foarte ascuns, dar foarte luminos, îți dai seama că ești pe drumul cel mai bun. Deci, tăierea voii, care nu se poate face în lume cu niciun chip, decât într-o lume unde nu te mai interesează cu niciun chip plăceri, nu te mai interesează nume bun, nu te mai interesează nimic. Adică este acea nebunie pentru Hristos. Dacă nu ai această nebunie pentru Hristos,
nebunie pentru Hristos înseamnă ca tu să nu te mai intereseze nimic, Domnule, ești nebun pentru ceva. Sunt nebunit după tine, Doamne. Nu vă mai spun că o tânără care era învățată, în urma unei cuvântări a mele păscări aici, văzând maicele pe aici, a zis, Părinte, care e prima condiție să fii călugări? Să zic, să fii nebun. Dintr-o dată și eu, știi? Am urmărit-o să văd dacă a înțeles. A înțeles. Deci această renunțare la tine înseamnă lupta ta cu Dumnezeu care te-a creat bine, dar pentru mântuirea ta la nivelul care ești. Ce să fac, Doamne, să mă mântuiesc, a zis tânărul bogat? Păi să respect poruncile, nu știi. Și le-a spus, a, pe și asta le țineam. A, vrei mai mult? Vrei să fii desăvârșit? Leapte de sine, lasă tot și urmează mie, adică depărtarea de voința proprie. Eu povestind lucrul acesta zilnic aproape la tineri și tinere care vin la mănăstire, o fată săraca care era absolventa unei facultăți îmi dă un pomel și scrie așa, mă rog Dumnezeu să nebunesc pentru el. A, mi-a plăcut forma asta, îi simt pomelicot odată viața, știi? Mă rog, Doamne zice, să nebunesc pentru tine, să nebunesc pentru Hristos. Deci, nu se poate face comparație cu viața din lume. Viața din lume e binecuvântată, este așa cum este, însă viața de mănăstire este o viață de cer, de înger al pământului și e puțin lucru. Este vorba de plecare cu orice chip la partea cea mai de vârf a Scripturii, desăvârșirea noastră, care înseamnă lepădarea de sine. Levădar de voința proprie. Deci ești în luptă cu cel care ți-a făcut voința liberă. V-am explicat ce înseamnă să te luți cu Dumnezeu, ca să nu credeți cumva că producem voi erezie, Doamne ferește. Dar în lume față de cine trebuie să ne tăiem voia? Cum? În lume față de cine trebuie să ne tăiem voia? Deci nu la mănăstire. Păi nu, acolo nu e tăierea voia. Acolo să ții voia bine în lume. Ei, să respecti nevasta. Să-ți dai seama că nevasta asta nu e o persoană cu care să-ți faci plăcerile și să faci ce vrei. Femeia asta care e un element atât de discutat în lume și în Scriptură și peste toate timpurile înainte de Hristos, nu este oricine. Mii de ani a fost roabă și totuși s-a făcut războaie pentru ea, pentru roaba asta. Dar ea a răbdat cu orice chip lucrul acesta, pentru că marile valori, istoria, vremile, nu i-a recunoscut aceste valori, până la Hristos. Hristos a ridicat gârbova care era plecată la verticalitate, adică un semn material de libertate a femeii. Și nu există scriptură de bărbați, scriptură despre femei, o scriptură pentru toți. Deci femeie înseamnă împărăteasă dăruitoare. Un bărbat adevărat este acel care știe să o pună pe tron. Ea nu știe lucrul ăsta. Așteaptă ca el, cu orice chip, să o recunoască la egalitate. De aceea nu mi-a fost cununie să nu spun întotdeauna cu tine, una cu altul, întotdeauna unul ca altul. Deci femeia este deodată cu bărbatul, a scos-o la iveală prin coastă care a făcut-o pe Eva, deci a fost una și prin căsătorie devin iarăși una. Așa că dorința foarte mare de a recunoaște puterea care o are femeia stimulând bărbatul spre mântuire e necunoscută. Deci scopul unei căsătorii nu este plăcerea. Plăcerea e o consecință. Nu mănânc pentru că e dulce mâncarea, pentru ca să mă hrănesc. Că e și dulce, e un avantaj, dar scopul nu e ăsta. Să mănânc că e gustoasă. Așa și plăcerile sunt consecințe. Nici chiar nașterea de copii nu e un scop.
e o consecință obligatorie. Stimularea reciprocă pentru mântuirea unul cu altul. Și aceasta este zestrea cea mai bună care se lasă ca educație la copii. Cu orice echip să primim lucrul serios. Da. Așa, dragii mei, trebuie să știe acel care se căsătorește, care are o foarte mare răspundere și nu trebuie să vă influențeze anumite cuvinte care sunt spuse până în rugăciuni și femeia să asculte de bărbat, dar cu o condiție, să o iubească. Și dacă o iubește, nu face, nu se bucură decât de adevăr iubire. Mireasa, care e un moment unic în viața ei, când să citesc cuvintele acestea, eu constatam că, făcând cu unii, toată lumea se uita la mireasă și femeia să se teamă de bărbat. Și mireasa pleca capul în momentele supreme, când ea era chiar regină cu coroana pe cap. Atunci stăteam și eu până la urmă și luam lumea în primire și încurajam mireasa. Cu o condiție, să o iubească. A o iubi permanent și adevărat, iar nu e ușor. Da. Deci nu trebuie văzut în ea decât marele scop împlinit alături de ea. Da. Ajungi la atâta intimitate, păstrată cu atâta pudoare în viață, dar nu te descoperi, dar nu te dezgoli. Aici totul e dezgolit, totul e dăruit și tu încerci să ai autoritate de bărbat turbat, știi, asupra ei. De. Eu v-aș ruga numai atât, dar să faceți și să știți că vă mântuiți. Sfinția voastră. Și m-a provocat chiar cineva de la Ascor. El. Da, dar zicea el, da, bărbatul e capul nevestei. Așa este, dar ea e inima. Capule, dacă n-ai inimă, poți să te dau jos de pe obiect. Dragii mei, s-a întâmplat atât de multe lucruri, adică atâtea căderi, și femeia a fost pricina căderilor de multe ori. Iacă ce zic. Care-i rea, nimic mai rău. Care-i bună, nimic mai bun. Asta e. Dacă e vorba așa. Deci ea rămâne mai departe pe tron și așteaptă să-i descopere valorile bărbatul. Nu încerca să trăiți fără ele, fără femei. Nu în sens numai de plăceri trupești. De acea inspirație, știi, care o lume întreabă, cunoșteată, numai cunoscut, pe lângă geamul se stătea trecut de des, o lume întreagă, înțelgeatul, numai înțeles, făcea apel la inima lui Veronica, pe lângă copii fără de soț. Adesea în trecut mă cunoște o lume întreagă, tu numai cunoscut. Adică făcea apel la acest mare poet de inima ei. Problema să nu mai nască prunci, apropo de femeie, apropo de femeie și căsătorie, mulți își pun problema în cuplu, căsătoriți fiind, să nu mai nască prunci, pentru că nu le ajung banii, pentru că ce cuvânt le dați în astfel de oameni? Dumnezeu, v-am spus, nu se acceptă căsătoria pentru plăceri. Dacă te-ai căsătorit, consecințele vin de la sine. Naștere de prunci. Eu sunt al 7-lea copil la părinți și ar fi născut 11 mama. Am rămas acum, s-a murit. Adică, de unde, cine poate să spună să ucizi pruncul? El când, de la data când se zămilzește, are sufletul în el. Chiar în dreptul roman spune, infans conceptus pronato habitur. Și copilul odată zămilzit are drept de cetățean. Cu condiția să se nască, zice mai departe. Dar nu stăm să facem inventarul anilor, nu știu ce, copiilor. El e viu de la data zămilzirii. Omorându-l, ai ucis un om nebotezat, mare, foarte mare păcat. El trăiește în veci. Cine-i criminalul ăla care a făcut asta? Mama. Cine-i mama? Unde vrei să asigur eu un copil pentru formarea lui în starea aceasta embrionară până la naștere decât în pântece de mamă? Am avut ocazie în viața mea, fiind la mănăstiri de ăștia de munte, să
m-am dus să vizitez așa mai mult stâna și câinii de la stână bătea într-un loc, într-un tufiș, domnule, de așa bărătie mai. Când m-am dus acolo, o lupoică descoperim pe scări cu doi puișori. Domnule, lupta cu câinii de stână, nu s-a apropiat de ea. Cu cât mă apropiam eu, cu atât prindea câinii curaj. Și atunci eu strigam, nu te teme de partea ta, dar... Cine m-a auzit decât Dumnezeu? În sfârșit, ea dacă a văzut că mă apropie, a luat un pui în gură și a fugit și unul l-a lăsat mai departe. Și am zis, uite cum își apără puii. Mai mult vă spun, s-a făcut o constatare că lupoicele, dacă găsesc copii de om în lume, în pădure, îi lăptează. Nu e o legendă cu lupoica cu pui. Îi lăptează, auzi, un animal fieros, dușmănos al omului, uite, îi crește pui și mama îl omoară. Nu e voie. Dacă naște 20, să fie 20. De ce se pune problema că poate să trăiască 1 milion de oameni în plus la Dumnezeu prin avorturile care se fac? Are Dumnezeu grijă. Dacă te-ai însurat, asta este. Nu-i permis nici să ferești femeia să nu prindă copilitatea, e fraudă conjugală și, mai bine zis, atentată împotriva planului Dumnezeu. O să zic că nu te-ai însurat, mergi normal, cu orice chip. Asta este consecința. Dar nici asta să nu spuneți, mi-e frică de atâția copii și mă duc la mănăstire, că nu ești bun de mănăstire, ești un înfrânt la mănăstire să pleacă dacă ai fost un erou dincoace, atunci, da, un biruitor, că acolo te duci la o altă luptă, de alt stadiu, altă factură, mult mai necunoscută de tine și te poate dobori satana, dacă tu te-ai dus pentru că ai avut dificultăți sau nu știu ce de împlinire din lume. Deci te-ai căsătorit, e taină foarte mare, nu se poate mai mare, pentru că și niște bucurii de imprimare sufletească într-unul și altul, nu așa, legătura trupească e un lucru neînsemnat pe lângă bucurii de relație sufletească între soț și soție. A fi una fiind doi e puțin lucru și e una cu adevărat. Da. Nici nu există grad de rudenie între băiat și între soț și soție. Primul grad de rudenie între părinte și fiu. Așa că cine să încuvințeze, orice ar fi, chiar dacă e în poziția, în situația unei să moară, asta e părerea doctorilor, că nu se poate, din punct de vedere al ce a descoperit medicina în legătură cu nașterea, chestia asta, asta este un stadiu, dar noi nu putem accepta, domnule, punctul tău de vedere, doctore. S-a întâmplat atâtea cazuri că n-a fost deloc, cum a zis doctorul, și-a născut și copiii, ea sunt mari, acum sunt titrați, poate ești preot, poate te mirce. Nu există cu niciun chip. Se naște om pe lume. Naște om pe lume pus în inventarul creatorului, creației lui Dumnezeu. Nu putem să acceptăm motive mii și vezi și vezi de fel de motive să ucizi pruncul. Nu există asta. Trebuie cu orice chip să facă căsătoria, cu să nască atât cât vii. Da. O întrebare tot în legătură cu ce s-a vorbit până acum. Sfântul Ioan Gură de Aur spune un cuvânt mare și e cam greu de înțeles. Spune că iubirea schimbă însă și natura lucrurilor. Cum? Iubirea schimbă însă și natura lucrurilor. Păi sigur că. Cum? Păi sigur că, da. Păi da, iubește și fă ce vrei, cum a zis Augustin. Așa este. Păi sigur că dacă se avea credință, vă-ți muta munțe, sigur, iubește Domnule și ai încredere în Dumnezeu. Adică te măriți, te însori numai pentru număr de copii. Ce faci eu cu restul, că sunt ai tăi? Vă dați seama, el ești vinovat și ca luptător, că el te luți cu unul care nu se poate apăra. El așteaptă continuu seva care îl hrănește prin rânduiele făcute de Dumnezeu ca să existe. Și tu îi dai o travă acelui prunc care fără discuție știe toți îngerii de sus, toată creația lui Dumnezeu că el există deja. Noi îi pomenim într-un loc la proscomite prunci înainte de vreme și pe ei. Da, deci biserica nu i-a neglijat. Prunci înainte de vreme. Când ai să fii preot, dacă ai să fii cum e al Dumnezeu, ai să dai de rugăciunea asta și să-ți arăt unde scrie. Ești obligat să faci lucrul acesta la proscomite. Prunci înainte de vreme.
Da. Sigur că iubirea schimbă natura, schimbă natura. Natura, fie obiceiurile rele, nu știu ce, mai ales. Dar natura, cum a făcut-o Dumnezeu, nu schimbă. Schimbă numai ceea ce e pervertit sau nu știu ce. Firea lucrurilor. Dar la ce natură să ne gândim că s-a gândit Ioan Gură de Aur, nu? Sigur că dacă iubești pe Dumnezeu, uite, renunți la plăcerile, te schimbă natura, că dacă Dumnezeu să ne împreunăm, să ne... Da, uite, schimbă natura, iubirea pentru El. Ioan Gură de Aur, vă rog foarte mult, tot ce găsiți de El să citiți. Nici nu îi se cunoște toată opera, să știi. Grozav a fost, a fost un om, Zlataust, cine zice așa? Da, Hrisostom. Sfinția voastră, ce împiedică rugăciunea cel mai mult? Care este dușmanul cel mai mare a rugăciunii? Da, lucrul ăsta s-a repetat de atâtea ori. Mai întâi de toate, o lene, să nu-i zic puturoșenie, știi? Așa, condamnată, așa. Nu simți de voia să ții și tu legătura cu cel care te-a creat. Vezi, stai bulgăre, repet, o scândură în care te bat ploile și nu știu ce acolo și putrezești. Nu ești deloc în stare să intri în construcția întregii tale vieți, cum ar face o scândură dacă e prelucrată, știi? Deci rugăciunea e viața noastră. Dușmanul este lipsa de Dumnezeu, lipsa de credință, lipsa de a te controla ce-i cu tine pe lumea aceasta, unde ajung, așa, cum zic și poeții. Dacă suntem născuți numai până la moarte, atunci ce suntem mai născuți? De ce mai suntem născuți? Nu, urmează viața de dincolo de moarte. Aia este viața. Pentru că nu are sfârșit. E adevărat că între timp și veșnicie e numai un pas, dar teribil. Ăsta este. Acum, formarea noastră. Mulți tineri din biserică, mulți tineri, nu sunt înțeleși de părinții lor relativ la relația cu biserica. Chiar unii nu îi lasă să și le dau sfaturi potrivnice. Cum se poate împăca, se pot împăca părincile bisericii cu ascultarea față de părinți? Dragă, uite ce este. Dumnezeu Mântuitor a fost cu multă prudență atent să spună și lucrul ăsta. N-am venit să aduc pacea pe pământ, ci am venit să aduc sabie. Ceartă între fică și mamă, între noră și soacră, între tată și fiu. Pentru că copilul naște, să vine acum învățătura creștină și îi pătrunde sfretul și pleacă și sunt împotrivă părinții. Eu, la o mănăstire cum sunt de mic, am văzut lucrul acesta, că vin părinții să-i scoată de mănăstire, mai ales pe fetițe, pe așa mai tinere. E o fetiță acum care a terminat o facultate de engleză, nu știu ce, în sfârșit, acum fetița merge foarte bine, s-a rupt, este pe drum bun, chiar astăzi o îmbracă ca soră, știi, așa, au venit părinți foarte învățați. Da, sunt filozof și am fost profesoară tot de engleză. Mi-au plâns și mi-au spus, nu suntem împotrivă, atâta numai, că de ce nu ne-a spus și nou? Păi, dacă vă spunea, sigur că nu lăsați. Deci, dragul meu, obișnuiți părinții să meargă pe mersul ăsta normal al unui măritat, a unui însurat. Știi, dar dacă și-ar face o socoteală, să zicem că pe fata lor o iau un prinț de Orientul Mijlociu sau de Orientul Depărtat, nu zicea nimic, că el a prins, știi? E, miorlăia cât miorlăia, nu știu ce, dar pe undeva. Dar acum a luat-o chiar prințul prinților, știi? Ce? Am ce să le spun. Și le spun și asta, nu mă interesează că nu mă înțelegeți. Cu atât mai valoros a fi înțelege de mai târziu, dacă nu înțelegeți ce a făcut copilul dumneavoastră că a plecat. Mămica mea și pe ea m-a oprit și pe mine m-a oprit. Zic, am lăsat că ai să mor, matale și tot mă duc. Către care trebuie să vină toți cei și Sfântul Ioan Gură de Aur, că și el a avut un dialog în sensul ăsta cu mama lui. Ce vrei să mă lași a doua oară văduvă, știi? Da.
Sigur că da, e o învățătură nouă, grozavă, dar unde această învățătură, învățătura asta? Nu era destul că era, spune așa, dar în via morții, domnule, ia uite, vindeca uscăciunile, mâini uscate, scotea draci. Și viața, învățătura asta nu înțelegeau. Chiar părinții celui care i-a dat vedere ori de naștere s-au mirat. Era un lucru nenormal să vadă fiul lor. Zice, nu știu. Da, pentru că e o învățătură nouă, care da, nu se lasă nici Mântuitorul. Și cine nu va crede și să scutura pracul din picioarele voastre să rămână la ei. Și mai ușor va fi Sodome și Gomori decât tu cetății ăștia care va primi pe voi. Vedeți, Sfânta Tecla, prima muceniță, care a fost o frumusețe de... A făcut revoluție în toată lumea cunoscută. Era amorezată de Văzătorul lui Hristos cu orice chip. Se ținea de Apostolul Pavel și mama sa vrea să o mărite cu fel de fel, că era frumoasă. Și... e, putea Tecla să nu se ducă la Hristos sau oricare dintre noi, pentru că se opune mama, pentru că n-am luat pe Gheorghe lui Stan sau pe Margheala lui Stan, ca știi. Nu așa. Deci e o învățătură nouă, necunoscută și lumea obișnuită să meargă pe un făgaș normal, fără să se angajeze, psihologic vorbind, la o luptă mai eroică dincolo de ceea ce suntem, care este cuvântul Scripturii. Nu e o tradiție călugăria, nu este, sau este o învățătură creștină. Deci, de vârf încă, ce nu lasă tată și mamă și frați și surori. Asta este lipsa de educație creștină înaltă la părinți. Dar nu te poți juca nici cu sentimentul ăsta de mamă, cum să se ducă. Vezi, e mai normal pentru ea să fie soția unui om oarecare stricăcios decât soția lui Hristos, mireasa lui Hristos. E mai normal, sigur. N-are cum. Dar sunt și părinți, sunt mai rari, care, of, dar-și vedea la mănăstire, dar-și vedea la mănăstire, vai, ce fericit. E, sigur că consecințele, urmările sunt foarte frumoase și foarte mari la părinți pentru cei care au la mănăstire. E, se spun multe lucruri despre ei. Mirese lui Hristos. Și știți ce spune într-un loc Dumnezeu? Cine se leagă de voi, de lumina ochilor mei se leagă. Au dat seama. E mirea sau nu? Nu e apostol, nu e prieten, nu e adept, nu. E mireasă. Cea mai apropiat. Pentru că ca să fii lângă el trebuie să stai voința liberă, să fii, s-a terminat cu tine omenescul din tine, s-a terminat. E, cine poate să accepte aceste lucruri decât cei care au o chemare ascunsă? Ajută-mă, Doamne, să mă nebunesc pentru tine, cum a zis, așa e. Vedeți că este foarte logic și exact tot ce vorbim. Păi, sunt puțini care se bucură din părinți că se duc la mănăstiri. Cei mai mulți se întristează. Păi, de asta spune că dușmanii tăi sunt ca spucii tăi. Asta începe viața Sfântului Macarie Alexandrin, foarte frumos. Așa începe. Dar nu e timp să o începem pe asta. Și dumneavoastră cred că sunteți fără locomie pe ultimele întrebări. Cum putem să-i ajutăm pe părinți să se apropie de biserică? Da. Păi acum să luăm lucrurile, tot astea, dar a fost la altul. Păi să le prezentați Scriptura. Uite ce spune aici. Noi, elementele de orientare, dragii mei, a noastră tuturor, ca și a cailor și a vitelor și în general, este tot veșnicia, tot Scriptura. Uite ce spune Scriptura.